facem un luft în finala de la Tokyo și vreau să te întreb eu la acea tușă de aur. Uh-huh. Am băgat ai un pas atacat. În plus. Ai atacat. Nici măcar. Regreți tactica de că ai atacat? Tu, așa citesc din colegii mei care chiar sunt nișați pe treaba asta și trebuie să ne îndreptăm spre ei. Ești defensivă. Da. Atunci ai atacat în tușa de aur. Îți reproșești ceva de momentul ăla? Aici vorbim strict sportiv. Acum strict sportiv nu-mi reproșez, dar știu unde am greșit. Știu că unde? Am băgat un pas în plus. Deci la un pas în plus un pas a fost în diferența. Plus. Da, de exact. Exact. Despre asta e vorba. Plus. Când îl faci, știi? Când faci un pas nu în minus, nu e bine. Nu trebuia să te duci atât de mult peste ea, te rog frumos să-mi scuzi limbajul. Da, nu, e ok, e ok. Nu trebuia să te duci atât de... Un pas era poate schimbat nuanța. Mi-a fost teamă de atacul ei, tocmai de aceea am decis să preiau eu inițiativa, doar că mâna a rămas în spate și atunci...